Eu, nefiind specialist în educație formală și e important să transmit lucrul acesta, deci e perspectiva unui părinte, ceea ce transmit eu, și perspectiva specialistului în comportamentul uman, în motivație, în ce înseamnă învățare. Acesta este motivul pentru care în atât de multe țări nu s-a introdus această regulă a distanțării sociale la copiii mici. În cele mai multe țări, măștile nu sunt purtate și în sala de curs, tocmai pentru a ajuta profesorul să se conecteze cu copiii, a le urmări expresia facială, a putea să se facă mai mult decât auzit, văzut, pentru că noi nu învățăm doar prin auz, ne trebuie un alt tip de conectare. Și acesta e motivul pentru care profesorii în foarte multe țări au primit indicații clare referitoare la empatia cu care să se apropie de copii. Iar la vârste mici, profesorilor și educatorilor le-a fost permis să se apropie de copii. Acesta este motivul, pentru că dezvoltarea lor emoțională este foarte importantă, mai cu seamă, repet, la vârste mici. Deci înțeleg durerea acelei educatoare. Și din nou nu vorbim despre problema măștilor în sine, adică nu, speech-ul ăsta nu este antimască sau nu este, nu este. Reguli. Nu, este despre empatie și despre ce are sens și despre înțelegerea faptului că dacă plecăm dintr-un loc al fricii, indiferent dacă suntem în zona decizională, și mă refer la miniștrii noștri, mai marii noștri, directori de școală sau părinți, dacă plecăm strict dintr-un loc al fricii, așa cum am spus, nicio măsură nu pare a fi suficientă. Și privind cu pertinență și cu gândire critică la ceea ce se întâmplă, realizăm că nu ne putem închide în case. Nu putem să tragem obloanele, nu putem să înghețăm anul școlar. Putem, dar nu cred că e o decizie înțeleaptă. Nu putem să ne ținem copilul departe de orice problemă, orice eșec, orice respingere, orice boală, orice. Nu putem, pur și simplu, nici pe noi nu putem. Sunt lucruri pe care le putem face pentru a ține toate lucrurile astea departe și sunt altele pe care nu le putem face. Și atunci, dacă ne mutăm dintr-un loc strict al fricii, ne uităm la, uite care sunt lucrurile pe care le pot face și echilibrez riscurile și beneficiile și uite care sunt lucrurile pe care mi le asum până la urmă, pentru că viața despre asta este. Adică, din punctul meu de vedere, frică de moarte, dar din aceea paralizantă, înseamnă frică de viață. Și hai să transmitem copiilor noștri viață, soluții, încredere, optimism, pentru că ei au nevoie să știe că lumea în care trăiesc este una sigură.